Numai puțin de 10 structuri de acoperiș au fost mulse de vântul puternic ce a suflat ieri în zona Hunedoara cu peste 70 de km pe oră. 14 autoturisme au fost avariate și 25 de arbori au fost doborâți la pământ, iar pompierii au intervenit pentru degajarea zonelor afectate. De asemenea, trei drumuri au fost blocate parțial mai bine de 30 de minute în zona Hațeg, Sarmize-Geduza, Grădiștea de Munte din cauza arborilor căzuți pe șosea. Și circulația feroviară a fost întreruptă pe relația Simeria-Hunedoara în zona Cristur, tot din cauza unor copaci căzuți. Pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice, 80 de pompieri din cadrul ISU Hunedoara au intervenit cu 9 autospeciale și 10 motofierăstraie în mai multe localități hunedorene, unde au fost semnalate următoarele situații de urgență. 10 structuri de acoperiș au fost dislocate de vijelii, 14 autovehicule au fost avariate, 25 de arbori au fost doborâți din cauza vântului, drumul național 66 în zona Hațeg și drumul național 68 în zona Sarmize-Geduza au fost blocate parțial pentru 30 de minute, drumul județean 705 în zona Grădiștea de Munte a fost blocat parțial pentru 40 de minute, calea ferată Simeria-Hunedoara a fost blocată în zona Cristur de copacii căzuți, circulația feroviară nu a fost afectată, iar pentru degajarea arborilor de pe calea ferată a intervenit personalul CFR. La Hunedoara, pagubele sunt însemnate în urma puternicei furtuni de ieri, fiind afectate 10 de imobile, iar zidul unei clădiri private s-a dărâmat. Cea mai mare parte a pagubelor produse în urma furtunii este produsă de acoperișuri construite în anii 2000, fără ca acestea să fi fost avizate, autorizate de primărie. Reamintim că în astfel de situații, responsabilitatea juridică le revine proprietarilor de locuințe din respectivele blocuri, au transmis reprezentanții primăriei Hunedoara. În urma vijeliilor și a ploilor torențiale au fost afectate 18 localități și aproximativ 5.300 de consumatori au rămas fără energie electrică.